Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Polițist din Brașov, proaspăt absolvent al școlii de agenți de la Câmpina, școala de poliție de la Câmpina, a fost prins în flagrant în timp ce lua mită de la un șofer 600 de lei. Oho. Tânărul, 22 de anișori, anunța cu încântare anul trecut, scriu colegii de la Știrile Pro TV, pe rețelele sociale, că i s-a împlinit visul acela de a deveni polițist. Am crezut că a postat acum, că deci pare... prin visul la prima și pagă. Da, asta, ar fi fost și asta. Deci el pare că avea un plan. El și-a dorit foarte mult să fie polițist. Și, într-adevăr, ar fi trebuit să fie un selfie, un story, măcar. Da. Fusese repartizat la un post din comuna Târlungeni. Știu, comuna e foarte drăguță, județul Brașov, localnicii, mă rog, l-au învățat repede, adică îl știau, uite, agentul nostru. Iată ce a spus o localnică. Vorbea foarte frumos, se purta foarte frumos, nu era violent. Poate că e un atunsat acolo. Da, adică... Cine știa? Ce poți să spui despre acest polițist? Mamă, era bun, nu ne bătea. Era cu... Cum, primul lucru? Ați auzit că știți pe agentul? Da, 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 era, nu ne bătea, era foarte de treabă, știi? Cine știe, poate prin comparație cu fostul... Lua șpagă cu frumosul, nu? Da. Eu cred că a organizat o strângere de fonduri, de fapt. Pentru el. Cine știe? Alții, pur și simplu, nu cred că tânărul polițist a încălcat legea, dar să vedeți de ce, zice un domn. Știți din ce cauză nu cred? Spune el. Îmi place că, știu, oamenii au argumentații pentru contrazicerea faptelor. Că ăla a fost prins în flagrant. Și vine presa și spune, a fost prins. Nu cred. Nu cred. Nu. De ce? Fiți atenți, că am eu o teorie. De ce nu cred? Că e tânăr. Dacă ar fi mai bătrân, mai sărăcăcios, poate aș crede. Ai văzut? Și practic, dacă ești tânăr, ai nevoie de bani. Când ești bătrân, îți trebuie mai mulți. Practic, nu? Da. E foarte păcat... că atâta se aude la televizor, că ce-a făcut ăla, ce-a făcut celălalt, nu învață unul de la altul că n-ar trebui să facă, spune localnic. Aici ar mai fi ceva înțelepciune. Adică, mă, măcar să te prinzi că nu vezi de la unul pe care l-a prins, că nu e bine să furi și tu, că te prindești pe tine. Dar, pe de altă parte, eu aș contrazice-o pe doamna, că mie mi se pare că la televizor sunt invitați mai mult de aia care au furat. Bravo. Nu de aia care n-au furat. Bine, aia la televizor sunt la un alt nivel. Și asta e adevărat. Adică... Da. Adică nu iau 600 de lei să facă 5 ani de închisoare, iau mai mult și... Nici nu știu cum arată 600 de lei. Da. În urmă cu o săptămână, un alt polițist din Brașov fusese trimis în judecată pentru că ar fi luat mită de la 9 șoferi, știți că am vorbit despre asta, la câte avea... până câte 10 minute, lucra intens 10-15 minute, după care se potolea. Da, în cazul lui, procurorii dovediseră că dacă oamenii nu aveau bani la ei, polițistul îi însoțea fie la bancomat, fie la serviciu sau chiar acasă pentru a încasa șpagă. E important să ai spirit antreprenorial în viață. Servicii la domiciliul clientului. Iată. Adică clientul nu trebuie să facă niciun efort ca să doar să bage mâna în buzunar să scoată banii. Da. Are banii la el, nu. Vezi chestia asta cu... Oferim transport. Chestia asta cu cardul numai probleme a generat. Da. În cazuri de genul ăsta. Da, chiar așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.